Cum faci ca instalația electrică să fie dimensionată în mod corect? Să nu îți ardă casa de la ea? Sunt întrebări mult mai importante decât să te gândești unde pui corpurile de iluminat și prizele. Există un proiect în acest sens, România Sigură, inițiat de E.ON, Delgaz Grid și IGSU, inițiat de oameni responsabili, specialiști, iar unul dintre fondatorii acestui proiect este aici, lângă mine, domnul Ciuloc Ferenț. Suntem pe un șantier ca să le spunem oamenilor din start cum începem corect o instalație electrică pentru o casă. Eu zic că, în primul rând, este foarte important cum îți alegi colaboratorii și partenerii cu care te apuci de o casă. Fiindcă din faza de proiectare deja trebuie să te gândești la siguranță. Și după părerea mea, nu e până la urmă nicio contradicție între siguranță, funcționalitate și estetică. Dar pentru asta trebuie să-ți găsești oamenii care, din punct de vedere profesional, sunt pregătiți să-ți facă acest proiect. Eu sunt designer de interior. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Da, trebuie să ai un proiect. Întâi se face mobilarea, în funcție de ea, partea de electrice, să știi cum vine. Dar ce se întâmplă pentru oamenii care nu apelează la un designer de interior sau la un arhitect? Cele mai multe accidente, cele mai multe evenimente, de altfel, sunt cauzate de cârpeală, de improvizații și așa mai departe. În primul rând, indiferent ce faci și cum faci, trebuie să apelezi la oameni care sunt autorizați, care știu ce trebuie să facă și unde să pună mâna. Vorbiți de electricieni autorizați? Indiferent despre ce meserie vorbim până la urmă. Sigur, eu în primul rând acum vorbesc din punct de vedere al instalației electrice, dar vorbesc de electricieni autorizați în primul și în primul rând. Ce înseamnă un electrician autorizat? Poate mulți oameni nu-și dau seama că ei trebuie autorizați și cine îi autorizează. Eu zic că este o zonă destul de bine reglementată în România. Avem o autoritate națională de reglementare în domeniu, așa numitul ANR pe scurt. Pe site-ul acestei autorități se poate găsi și lista celor electricienilor care sunt autorizați. Deci dacă vă alegeți un electrician, eu zic în primul rând să accesați acest site al reglementatorului. Oamenii își fac griji de regulă că atunci când apelează la specialiști s-ar putea să-i coste mai mult. Costă mai mult să-ți faci o casă cu electricieni autorizați? Dar ce preț are până la urmă viața sau ce preț are siguranța până la urmă dacă stăm să ne gândim? Sigur, cum am spus, cârpeala, improvizația totdeauna este mai ieftină. Este fără doar și poate. Dar gândiți-vă la o casă care se poate arde până la temelii, dacă se poate întâmpla un accident chiar în familia ta. Deci eu zic că nu este zona unde trebuie să faci economii. De ce sunt importante regulile pentru oameni? De ce e bine să țină cont că există legi, că există oameni autorizați? De ce e importantă partea asta de siguranță? Dacă ne referim numai la regulile de siguranță, la standardele pe care le aplicăm, în spatele fiecărui paragraf e câte un incident, câte un accident, câteodată chiar și un accident tragic, fatal, da? Deci cei care nu respectă aceste reguli, efectiv se pun la un risc mult mai ridicat decât dacă ar respecta. E o chestie de disciplină care știu că nu e câteodată confortabil, câteodată costă poate prea mult, dar gândiți-vă că e vorba de siguranța familiei noastre, e vorba de siguranța proprie, e vorba totuși de averea noastră câteodată când vorbim de o casă. Dacă ar fi să facem un rezumat pentru cei care ne urmăresc acum, privind importanța instalației electrice și cum se concepe și se execută ea, care ar fi pașii? Deci, eu zic că din momentul când deja începi să visezi la o casă, la un apartament, la o construcție nouă, deja din momentul respectiv să te gândești la siguranță. În al doilea rând, să lași să fie făcut tot de către profesioniști. Să nu admiți cârpeala și improvizațiile. Și asta aici mă refer și la materiale de calitate, da, fiindcă și asta contează foarte mult, de altfel materiale, fiindcă până la urmă casa asta nu o construiești pentru un an, doi. Ai nevoie de ea poate o viață întreagă sau chiar și să o lași moștenire. Exact. Atunci, dacă ar fi să punctăm, ar fi așa: proiectare, meșteri autorizați, materiale de calitate și respectarea normelor de siguranță și disciplină în construcții. Exact. Vă mulțumesc. Mulțumesc.